Despre Andreea Bănică apar zilnic fel și fel de știri și asta se datorează și cântăreței care este mereu în contact cu fanii ei, postând aproape zilnic câte o poză din grădina, casa sau chiar camera sa. Și cum majoritatea vedetelor se feresc să-și arate bunurile, am întrebat-o pe Andreea dacă i-a fost sau îi este vreodată frică de hoți. Tot timpul, într-adevăr, postez fanilor mei poze de peste tot. Uite, am fost în Bulgaria, m-am pozat cu un panou acolo în spate, unde eram eu pe afiș, afișul concertului în seara respectivă și le-am arătat. Au fost foarte încântați și sunt foarte încântați când văd că le răspund. Adică nu s-ar aștepta, câteodată mă întreabă, ești chiar tu? Ha! Băi, eu fac atâtea lucruri aici și mă închime ca să vorbesc cu toată lumea și mă întreb, ești chiar tu? Da, îmi place să fac asta. Am postat poze și cu Nino, am postat poze din curte când tăiam iarba, când udam florile, când am făcut salată de vinete, când mă îmbronzam. Vreau să fac lucrul acesta pentru că sunt un om normal, vreau să mă vadă și în afara scenei, ce fac eu chiar și pe stradă, cum vorbesc cu oamenii. Odată mă gândeam să le dau și o poză din duș, da? Pentru că e prea mult. N-am cum. Da, vreau să vadă ceea ce fac eu. Poate că zilnic, aș încerca să fac asta zilnic, dar e destul de complicat. Toți mă întreabă, vor să vadă poze cu mine și cu Sofia. Însă, întotdeauna le-am spus că o țin pe Sofia destul de departe de lumea asta showbiz-ului, pentru că nu vreau să-i stric copilăria, vreau să aibă o copilărie frumoasă, vreau să-și dorească la un moment dat, dacă are talent, să ajungă ceva în viață. Am să-i îndrum pașii, dar nu am să o împing de la spate așa. Știi că nu are rost. Ascund. What? N-au ce să caute la mine, că n-au ce să ia din casă. Băi, ce au impresia că eu țin ceva în casă? Nu? Nu mi-e frică de nimic. Nu le-am arătat mari detalii din casă, unde e casa, ce, cum este. Însă, eu chiar vreau să fiu un om normal și totul să fie natural. Vreau să vadă așa cum sunt eu, indiferent dacă mă văd și hoții. Nu contează. Contează ca eu să fiu aproape de ei, să comunic cu ei cât mai des, și am văzut că le place lucrul acesta și vor din ce în ce mai multe poze. Eu încerc să fac față. Încerc.